Bună ziua, bun găsit la negustorul de idei. Ne grăbim, am început mai devreme pentru că invitata, negustoreasa de astăzi este o doamnă foarte ocupată, Mihaela Rozor. Am mai avut o invitată la negustorul de idei și har Domnului are idei. Astăzi avem o singură idee, o obsesie mai degrabă. Ce ar trebui făcut în România dacă o femeie, în cazul nostru Mihaela Rozor, ar fi stăpâna inelelor? Adică ar putea să dispună și să facă orice în această țară ca lucrurile să intre normal și după aceea să înceapă să meargă bine. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și La mine e foarte simplu, o întrebare da, scurtă este o și simplă. întrebare care probabil ocupă tot timpul emisiunii pentru Așa. că este atât de complexă și răspunsul este atât de complex și încât probabil că nu ne ajunge emisiunea de astăzi, ca Nu. să spun. Nu, dar măcar putem începe. Interesantă, interesantă provocare și complicat răspunsul, pentru că nu știu exact. În primul rând m-aș dumiri care e exact situația țării. În primul rând m-aș dumiri care e exact situația datorilor, pentru că se aruncă sume diferite. În primul rând aș face ceea ce de urgență, ceea ce se numește o analiză a punctelor tare, slabi, amenințărilor și oportunităților. Cu toate că în momentul de față, cred că cel de sus știe doar în ce situație Deci, suntem. prima oară ar fi o ședință cu domnul Gurie Sărescu, cu șeful de la Cu toți finanțe. factorii de decizie să mă lămuresc ce se întâmplă. Apoi de urgență aș nominaliza, aș spune, dacă aș putea să fac eu totul, că așa era vorba, nu că am Da, da, da. îngrădiri, cei mai capabili oameni să gestioneze domeniile importante ale activității. Cred, și acesta este un crez al meu în viață, că oamenii sunt cei mai importanți în orice. Atât în vremuri de criză, cât și în vremuri de succes, sunt oameni care ori reușesc, ori o dau în bară. Asta depinde de ei, depinde de seriozitatea lor, depinde de tenacitatea lor, depinde cum știu să-și aleagă echipele. În orice caz, cu siguranță, nu m-aș înconjura de incapabili, de oameni proști, de oameni care nu-și respectă cuvântul dat. În orice caz, nu mi-ar fi frică să mă înconjur de oameni mai deștepți decât mine. Și cred Competențele că acestea, nu aceasta mă pripă, este. competențele acestea ar fi luate din lumea politică sau tehnocrații? Egal. Dacă ar fi să fiu stăpâna inelelor vorbind Așa. filozofic, probabil că amestecat și egal. Dacă ar fi să fiu stăpâna inelelor și aș depinde de un partid de două, trei De aflate o la uniune, de guvernare, o de o uniune, coaliție? evident că aș ține cont de acele propuneri, de acei oameni de valoare care sunt în cadrul partidelor. Deoarece în viața reală mai trebuie să, ca să poți conduce, mai trebuie să ai și susținere parlamentară, mai trebuie să treci și legi. Nu e atât de simplu în viața reală ca și ipotetic, imaginar, dar cu certitudine le-aș fixa obiective. România nu are obiective pe termen mediu, pe termen lung. Suntem în haos complet. Sau Cum poate să că nu nu? știu Avem eu. o grămadă de Da, obiective. evident. Și spuneți-mi dumneavoastră un singur domeniu în care mergem mai În bine. două zile, în ultimele două zile, am auzit enunțate obiectivele și de la președinție, și de la premier, și de la o mulțime de miniștri și de parlamentari. Da, ar fi foarte bine dacă În ar fi fost. 2012, România va ieși din criză pentru a câte oră sau nu, cum? în 2012, obiectivul fundamental și obsesia este ca PDL-ul să rămână la A, guvernare, bun, iar dar domnul Boc aceasta. a anunțat și 51% scor electoral. Da. Eu Deci, sunt absolut este un mit șocată. că nu avem obiective. Eu sunt. Sau, Nu, nu, nu avem avem interese care sunt obiective foarte bine știute. naționale și la nivel național, nu interese de grup și de partid. Era o glumă Eu am crezut. Da, cam absolut sinistră. 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 Așa. Și am auzit și eu, și mulțumesc că a ajuns discuția în acest punct, pentru că am fost și eu absolut șocată, auzind pe diversi purtători de cuvânt ai PDL-ului, purtători de mesaje, care spuneau că cu certitudine ei vor câștiga alegerile. De ce? Probabil că o să ne interzică să mergem la vot. Nu? Pentru că până la urmă, le place, nu le place, atât președintelui cât și mai marilor vremelnici în fruntea țării, cel care decide e cetățeanul, măcar într-o măsură, chiar dacă mai se mai măsluiește acolo ceva, dar e important votul cetățeanului. Ori să ieși cu asemenea declarație că ei câștigă,
Poate că vor interzice vot. Oricum, acum vor să modifice legea electorală ca să le iasă primarii din primul tur de scrutin. Vor să facă temir ce? Vot prin corespondență. Temir ce? Este o certitudine că se agață de putere și că sunt disperați. Întrebarea e de ce fac acest lucru, sunt disperați să rămână la guvernare. Până la urmă, pentru poporul că le place. Suveran. În afară de faptul că le place, cred că și nu le convine. Asta, Dumnezeule, asta cred pentru că ce o... face lumea da, politică? Da, este ca să ajungă la putere. De ce este, să ajungă ca la să putere? Ajungă la putere ca este să le meargă adevărat, bine, să se simtă bine. Lor. Și cităm și restul, iarăși, lor. Doamnă, eu mă simt bine da, în adevărat, țara mea. Dar cred că îi putem număra pe degete pe cei care se simt bine. Deci să trăiești complet rupt de realitate, să nu vezi ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi, să vezi să închizi spitale, să dai afară din sistem, să reduci salarii, să faci tot. Da, să nu iei politizăm, o grămadă nu politizăm. Acum nu, o luăm gospodărește. O femeie care ar avea șansa să conducă, să ceva. Dirigeze destinele țărișoarei ăsteia, în situația asta în care suntem, și situația este deloc convenabilă pentru noi, cred că și pentru cei care conduc este neconvenabilă situația. Mai departe, ce s-ar face? Deci, oameni competenți care sunt puși să conducă țara. Bun, vedem. Politic sau apolitic, dar competenți de bun simț și sincer. Mai departe. Bun, vedem, ne stabilim obiective. Pe termen scurt, mediu și lung. Primul obiectiv. Vedem. Eu am o provocare pentru toți politicienii. Eu să pot să fac așa. Ceva, aș lua o singură măsură clară și căreia i-aș subordona toate celelalte măsuri. Să nu se mai fure. Da, bine. Asta, să nu se cea mai fure așa. Cea mai asta spectaculoasă capitalizare se poate obține din acea rezervă imensă care înseamnă furtișagul. Este în regulă ca și mesaj și că avem legi pentru asta. Că nu, nu le respectă, este... Nu mesaj. Măsură clară, trecută. Nu furăm. Da, este adevărat, dar parcă ne mai amintim de sloganul ăsta cu jos corupția și cu să trăim bine și cu... Nu știu, corupția da, era de și cu discutat jos și nu este nu, înțeleasă. În 2004, corupția era. La noi nu este înțeleasă. Atâta vreme așa cât este. Anii se ocupă de toți micii funcționari și văd acolo tot felul de consilieri și de nei ca nimeni. Ideea e spectacolul. Ideea e spectacolul. Și la DNA, și care este instituție creată pentru marile cazuri de corupție, și la ANI, care ar trebui să se ocupe de persoanele importante care lucrează cu banul public, sunt o grămadă se ocupă de mărunței să... Peștișor abată, de, nu știu cum asta se numește. Asta e ideea. Asta e ideea, să abată atenția. Revenim la teza de bază. Publice. După ce acești oameni importanți și competenți și cinstiți ar fi pus pe funcții, mai departe. Ne punem la o masă așa. Și cu acești oameni competenți și facem, deci ne stabilim obiective pe termen scurt, mediu și lung. Depinde de cât de datoare este țara aceasta. Depinde, părerea mea este că noi mergem mult în jos. După spusele mai marilor țării, ci că am ieșit pentru a nu știu câte oară din recesiune. Greu de spus. În primul rând trebuie să știi unde te afli ca să faci un plan. După aceea, cu acei oameni, femei, bărbați, ciorfiei, competenți, stabilim aceste obiective și ne apucăm de treabă. Eu am să vă spun, din propria mea experiență, știți foarte bine că la un moment dat am condus o regie a municipiului Cluj-Napoca, regie care avea 1000 de angajați, și pe care am preluat-o cu datorii foarte mari. Situația, sigur că, evident, la un alt nivel, este absolut comparabilă. Pentru că oamenii neplătiți fiind nu munceau, nu îi puteai disciplina. Am reușit și pe groparea aceea care erau și care ne trimiteau mesaje că mă omoară noaptea și nu știu ce, dacă îi dau, i-am dat afară. Pentru că nu și-au văzut de treabă. Și pe șoferii aceia de la secția de mecanizare din Meșterul Manole care veneau târziu, biau și i-am dat afară. N-am avut nicio... Pentru că n-am avut ce face. Deci regia era cu datorii de nu știu câte zeci de miliarde atunci. Aveam... În primul rând m-am rugat și am obținut cu ajutorul colegilor mei eșalonarea tuturor datorilor pentru că mereu mi se bloca contul de la o zi la alta. Ba direcția muncii, ba finanțele, ba alea, ba CASE-ul. Da, da, da. Am reușit executații să o stabilizez. Executații de serviciuri ADP-ul care... După care... Crea zilnic știri, blocate conturile. Exact, așa este. Crea zilnic știri, ne salarii, ne... 6 luni, am crezut că mor. Mergeam la partid și îmi spuneau colegele zi... Evident că nu toată lumea mă iubește, cum nici nu ne putem iubi toți, trebuie să ne respectăm. Și îmi spuneau colegele, tu îi muri naibii. Zice, totuși, nu ești cea mai comodă persoană, dar mă vedeau cât eram de palidă și cum erau, cât îmi era de greu, pentru că nu știam de unde să o apuc și nu apucam să pun piatră pe piatră. Prima dată trebuie să o aduc la zero.
Probabil că așa va trebui făcut și cu această țară. Vor trebui plătite datorii, dar vor trebui și date salarii oamenilor. Va trebui și găsit acel echilibru care ni se spune mereu, a, sigur, după 2004 s-a dezechilibrat numărul de angajați în sistemul bugetar raportat la cei din sistemul privat, nu e în regulă. Toată lumea, toate declarațiile mai marilor duc la concluzia că cel mai performant guvern a fost guvernul Năstase, în afară de faptul că președintele a și recunoscut public acest lucru. Dar toate referințele și starea economiei și stabilizarea situația locurilor de muncă, toate spun că aceea a fost cea mai performantă guvernare cu cei mai buni oameni. Deci se poate. Cu multă, multă seriozitate se poate face treabă. Primul rând, țara aceasta trebuie adusă la zero. Trebuie văzut ce mai avem bun. Nu-i mai puțin adevărat că trebuie reînvățat și respectul față de muncă. Dar cum să ceri respect față de muncă unor oameni care văd ce se întâmplă la vârf? Cum să faci? Deci trebuie să conduci prin propriul exemplu. Asta este un principiu de bază. Povestea ADP-ului a fost cu în 6 luni de zile am reușit să o aduc la zero. Dar pe toată perioada de iarnă, eu în primul rând și toți șefii care aveau sporuri de conducere, am renunțat la acești bani. Am luat hotărâre în Consiliul de Administrație și am renunțat pentru o perioadă până când situația regiei a permis ca să ne dăm înapoi sporurile cuvenite pe care le-a luat toată lumea și până la noi și după noi. Am renunțat împreună cu colegii mei, nu muncitorii, n-am luat niciodată de la muncitori. Întotdeauna muncitorii au fost primii plătiți, dar și severitate. Și disciplină, evident că și mergeam prima și plecam ultima de la serviciu și munceam. Deci nu, am avut și greve, am avut și... E inevitabil când moștenești o situație de genul acesta. Pe de altă parte, oamenii știu că tu ești acolo și ție trebuie să-și ceară. Chiar dacă tu ai luat chestia asta și, mă rog, că primăria nu ți-o plăti sau au fost diverse cauze care au generat această gaură în care eram. Noi acum suntem într-o foarte, foarte mare gaură, într-un mare deficit și când aud că iar luăm împrumut centuri de siguranță, deci înnebunești. I-am întrebat pentru că mai avem un exemplu, este piața de gros aceea de la Paida, care tot așa era într-o situație foarte critică. E foarte Am spus bună. Și o să repet până o să obosesc. S-a dus un om de la catedră, nu știu cât, competență, sigur, că fiind profesor universitar... Eu l-am felicitat așa, în public, văzându-i realizările în Consiliul Județean. Este unitatea Consiliului Județean. Da, eu am fost șocată, cunoscându-l și fiind un prieten Emil Luca, eu am fost șocată când am văzut că a reușit să o stabilizeze și să facă să crească frumos. Absolut, și și-a realizat... Și ce mi-a plăcut cel mai tare a fost faptul, când eram acolo, de față, mi-a spus... Nu este niciun fel de privilegiu pentru cei care lucrează în Consiliul Județean a vor să vină să intre cu mașina să plătească biletul de intrare. Da, mi se pare foarte deci, corect. În momentul în care scoți factorul politic și îl pui la respect și funcționezi strict pe criterii economice și de competență, se poate. Deci eu vreau să deci, frate, dacă acolo s-a putut, dacă la RDP s-a putut, oriunde se poate, de aceea spun, când oprești, nu furăm. Eu vreau să vă spun un lucru pe care nu l-am spus niciodată, nici în privat, dar minte în public. Și într-o emisiune. În calitate de director de regie, am descalificat un consilier local al PSD pentru lucrări, pentru că a participat la lucrări scoase la licitație de regie sau a vrut să lucreze în colaborare cu regia. Și ne-am judecat în instanță. Nu mi s-a întâmplat nimic, n-am fost dat în afară, care nu mai este acum în PSD. Cine era? Domnul Dimitriu. Nu mi-a purtat niciodată, îi port un respect deosebit și din potrivă, de fiecare dată când am avut nevoie, mi-a întins o mână de ajutor, dar îi port un respect deosebit și m-am judecat cu el, consilier local al PSD, niciodată nu mi-a spus nimic despre, a fost separat. Am avut curajul să spun nu e regulă, atunci ieșise legea cu incompatibilitățile cu tot, niciodată nu mi-a purtat sau nu am auzit că s-a plâns de comportamentul meu. Pentru că, așa cum spuneți dumneavoastră, tot la fel n-am ezitat să dau afară din serviciu oameni pentru care au intervenit colegi de partid. Dacă au venit băuți, nu și-au făcut treaba, nu și-au făcut lucrurile, fără pardon. Îl ajuți, dar trebuie să fie serios și să te poți baza pe el, pentru că altfel nu merg lucrurile înainte, deci n-ai cum, ne mințim singuri. Și revenind, am spus, trebuie acordat respectul cuvenit muncii, este adevărat.
Dar atâta vreme cât cetățeanul de rând, cât șoferul de taximetru, cât toată lumea vede că la cel mai înalt nivel nu se respectă nicio regulă, nu se respectă Constituția, președintele râde de toată lumea, primul ministru acum spune una peste 5 minute alta, sau alți miniștri, nu e important, chiar nu vreau să-l atac pe boxă, dar este o realitate și toată lumea a văzut lucrurile acestea. Că nu vrem să le vedem, că ni-s dragi, că sunt de-ai noștri, că sunt din Cluj. Dar până la urmă, până când închidem ochii? Și atunci cum să-i revin? Cum să-i cer seriozitatea omului de rând dacă tu nu ești serios? Pentru mine, un principiu de bază și revenind, și va fi mereu, oriunde mă voi afla și în orice funcție, dacă sunt în funcție de conducere, conducere prin propriu exemplu. Nu pot să cer altora ceea ce tu nu dai. Da, problema cu locurile de muncă. Adesea auzim, puneți mâna și munciți, nu stați cu mâna întinsă. Într-adevăr, România, care are un pronunțat caracter social, are o mulțime componente de oameni importantă, care beneficiază, din păcate, pe nemerit, multe ori. Nu sunt așa de mulți sociale. Cei care beneficiază pe nemerit, să știți. Din, ce s-a din toate controlele, mai mult a fost spectacolul cu așa. Ce ni s-a obișnuit. Dar îmi cer scuze, de fost dar au pe fost. Acte, de fost au fost. Dacă vezi și dacă ei... Îmi cer scuze că am intervenit. Mereu s-a spus declarații false pentru, mă rog, dosare de handicap de tot. Numărul celor găsiți este mult, mult mai mic sau procentul lor este mult mai mic decât întreaga tevatură care s-a făcut. Era mai frumos să se fi controlat, să fi spus acest lucru și poate după aceea să fi zis, bun, din atâta 1% erau declarații false și n-aveau dreptul. Dar cât e acela față de ceea ce spuneți dumneavoastră față de jaf în alte și județe ce mai multe. Deci la noi au fost mai puțin, da, în alte județe la au fost nivel multe. De țară, dar am înțeles că și ajutoarele sociale au fost partea campaniei a ofertei electorale. Așa adică este. S-a făcut campanie electorală, ai la mine că ajung primar și așa îți este. Fac dosarul din păcate, de oamenii, ajutor sau de lemne sau de ce Dumnezeu le dă acolo. Din păcate oamenii fac orice să câștige puterea, promit așa, orice. Bun. Locuri de muncă pentru Dumnezeu, toată lumea trimite, lumea merge și munciți. Nu, nu sunt locuri de zis, muncă. Eu n-am spus merge nu, și munciți. Nu, eu zic mesajul de sânt de la putere. Atitudinea față de muncă, nu. Eu am spus altceva, modul în care muncești. Presupunând că ai un loc de muncă, evident că un om... Femeie, bărbat, egal, trecut de 45 de ani la care îi se închide întreprinderea, firma, societățile private au dat afară în neștire acum cu realizările acestui guvern minunat, portocaliu. Acești oameni, practic, sunt condamnați să nu mai aibă un loc de muncă. Pentru că n-au variante. Bun. N-au variante. De la stat, cum le spune, trendul? Le spune nu-ți convine, du-te la privat. Privații de-abia își duc zilele. Uitați-vă, iar... Cred că eram auzit o știre din nou, 200 de firme s-au închis în luna ianuarie, cele mai multe de nu știu când până în prezent. Deci știrile nu sunt deloc îmbucurătoare. Privații se chinuie să-și țină afacerile în viață. Până acum, în momentul de față, asta e afacerea. Păi nu se obțină profit. Se chinuie pentru că grosul banilor circulă pe canalele guvernamentale. Așa este. Și ale administrației centrale și locale. Deci fără o politică serioasă, fără obiective serioase, fără investiție în infrastructură care generează locuri de muncă pentru cei mulți, plus valoare, oamenii lucrând la autostrada asta pe care am început-o și nu mai... Eu am spus de câteva ori că n-apucăm noi să vedem gata autostrada. Da, oricum a început-o partidul de care țineți. A început-o și o și făcea, dacă eram la guvernare. Au oprit-o PDL-ul când în 2005, după ce, mă rog, ne-au alungat de la guvernare, ne ținând cont de votul cetățenilor, cu ministrul PDL au oprit-o, după aceea au reluat-o puțin PNL-ul în ultima perioadă 2007-2008 și PDL-ul a revenit și o tăia pe Anglica la 10 km. Acum suntem de râsul lumii, sau la, nu cer scuze, la primii 41, după aceea 41, la următorii 10. Fii. Da, nu, dar au fost două pe Anglici, una la 41, una la încă 10. Eu nu le-am numărat. Eu am spus atunci în Consiliul Județean, fiind că ar trebui să ne scriem în cartea recordului cu un record negativ, că probabil suntem cel mai de rușine guvern care am reușit în atâta mar de an să facem atâția kilometri de autostradă. Dar bine, costurile... Acolo a fost o problemă majoră, pentru că legea nu a fost adecvată și știți cum, a intervenit problema faci, cu dacă vrei, expropierile. Dacă vrei să... Expropierile, în mare parte, au fost rezolvate când eram eu la prefectură, în vremea guvernului Năstase. Când eram la prefectură, împreună cu prefectul de atunci, eu fiind subprefect, în fiecare luni aveam întâlnire cu cei de la compania de autostrăzi, cu firma Bechtel, cu toți factorii responsabili, în care ne spuneau, acestea sunt piedicile.
haideți să vedem cum facem, de asta v-am spus, oameni cu Da, putere de muți decizie un pic și care... traseul și ei de la început toată dandanaua. Dar atunci nu s-a mutat traseul, s-au abandonat lucrările 2 ani de zile. Tot ce s-a lucrat, utilaje făcut, dar bineînțeles, deci asta s-a chiar... înghețat deci pentru dacă nu renegociere vrei... și s-a renegociat și s-a în așa fel mai că a scump. ajuns mai Da, scump. Deci asta e un guvern care face o grămadă de chestii unicat în lume. Și Nu, ne... dar ar trebui făcut ceva, trebuie relansate lucrurile, trebuie locuri de muncă, trebuie să meargă ceva în țara asta. Sunt de aceeași părere și de aceea Partidul Social Democrat a ales această variantă de a se alia la tribunal, de a face o alianță cu Partidul Național Liberal și, mă rog, aliații dânșilor, în ideea în care și cetățenii trebuie să fie foarte conștienți la alegerile parlamentare. Dacă un partid politic face 49,999% din voturi și nu are acel 50% plus 1 prevăzut de Constituție, actualul președinte nu va nominaliza premier de la acel partid pentru că nu va vrea. Chiar dacă PDL-ul va face 7% sau 5% sau simplu pragul de intrare în Parlament, indiferent că vede, cu siguranță că vede că nu poate să fie atât de rupt de realitate, că acest partid a dus țara în haos și în dezastru. Și atunci, tocmai pentru că ne gândim să facem ceva, sperăm și într-o moțiune de cenzură, vedem ce se întâmplă zilele următoare, în perioada următoare. De aceea am ales această variantă de guvernare, tocmai pentru că nu se poate ceva și pentru că trebuie începută, odată oprită căderea și început reconstrucția. Da, eu am o întrebare. Începe lumea iarăși să fie dezinteresată de politică. Ultimele sondaje indică un absenteism undeva în jur de 70%, ceea ce este foarte grav. Este foarte grav și semn... Lumea, oamenii, nu mai au încredere în politicieni. Pentru că îi văd pe ecrane prosperi, în mașini bune, bine îmbrăcați, emancipați. Și dând lecții tuturor. Și de plângând de mila lor. Așa este. Și nu poți să accepți că se bate pentru tine o persoană, să nu le zic indiviz, o persoană care, iarăși o să dau un exemplu, n-am nimic cu, este un băiat, Ciuhodaru, de la Iași, care a fost la PSD, acum cred că e la PC. Este și medic la UPU la Iași, unde dă frecvent declarații, și este și parlamentar. Păi, dacă vrei să te ocupi de binele țărișoarei tale și să-ți faci treaba în colegiu și să faci legi bune și să și veghezi, să interpelezi guvernul, să-l iei la rost, nu-ți mai ajunge timp să practici două meserii. Cum s-ar zice vulgar, să suși de la două oi. Da, este adevărat. Acum eu prefer să nu discut, mai ales deci, că nu cunosc exact, știu despre cine... Nu. Faci o reformă, ok, vrei să lucrezi în slujba țării, în slujba cetățenilor, bun, uită de cariera și de strălucirea ta profesională, sacrifică-o și intră în slujba țării și lucrează pentru țară, pentru oameni care te-au ales. Da, să fii și. Da, sunt de acord cu dumneavoastră și pe de altă parte reveni la ceea ce spuneați cu dezinteresul pentru politică, nici nu mă mir, având în vedere ceea ce se întâmplă. Exact cum spuneți dumneavoastră, având în vedere acest cir continuu, această nemulțumire. Lucrurile astea cu participare foarte mică la vot se întâmplă când oamenii sunt fie foarte mulțumiți de ceea ce se întâmplă și aproape că consideră că e bine, da, ca lucrurile am avut să o situație bine. De optimism în care lumea nu exact, mergea, că nu interesa. Așa este. Era cu gândul la Italia, la exact, așa este. Sau când oamenii sunt speriați. Așa ca și acum, sperați. Nu, speriați, debusolați, fără lipsă de speranță, fără nicio perspectivă. Cred că ăsta e cel mai grav lucru pe care l-a făcut actualul guvern, că măcar să poți spera în ceva, măcar să te gândești. Sau am luat acest împrumut, nu știm pe ce s-au dus banii, pentru că în investiții nu s-au dus. Salariile s-au redus la consumatorii de salarii. Și o parte din bani s-au dus salarii. Pe pensii și pe salarii. O parte din bani. Totuși, salariile s-au redus, realizându-se oarecare economie. Până la urmă, nu știm unde s-au dus banii ăștia și ne interesează dacă s-ar fi investit, cum spune și s-ar fi început reconstrucția. Omul acela ar fi avut de muncă, firmele care produceau asfalt, transportatorii, toți. Era o reacție în lanț și o relansare în lanț. Toți, pe lângă omul care câștiga mai bine, cumpăra produse, începea să-și ia mai mult de mâncare, începea să se mai gândească la o mașinuță, la ceva, la haine, la ceva mai confortabil. Lucrurile acestea toate sunt legate. Ori fiind totul la pământ, nu funcționează nimic. E clar.
Este o stare de apatie generală și ceea ce este, cred că, și mai periculos decât toate lucrurile. Oamenilor le este teamă. Deci e ceva, tuturor e teamă să vorbească cu ceilalți, să spună că nu-i bun acest regim, că nu e nebunia aceasta cu ascultatul telefoanelor. Cu... Oamenii sunt terorizați de teamă. Cred că nici în ultima nu e perioadă... nebunie, e realitatea. Nu. Nebunia, nebunie. Este o nebunie generală. În sensul că toată lumea suspectează pe toată lumea, nu mai poți să ai încredere în nimeni. Mai... Cred că nici în ultima perioadă a epocii Ceaușescu nu a fost lumea chiar atât da, de terorizată și de debusolată. Da, și opoziția pare să fi depus armele. Opoziția, depinde, cea care pare. Este plătită să fie opoziție, și mă refer la consilieri, de aceea este democrație, să ai o grupă la putere. Așa este. Și o grupă în opoziție. Și puterea când și e. Și presa întotdeauna ține cu opoziția. Da, păi acum asta ar fi și culmea. Asta o știm foarte asta bine. Din, de pe vremea când era PSD-ul la conducere. Da, din principiu întotdeauna omul îl simpatizează pe cel, pe cel din opoziție, cel, natural. Cel din opoziție, e normal. Dar mi-e cel mai amuzant, să spunem așa, dar nu cu râsul nostru, așa. Cel mai de râs mi se pare că faptul actuala putere spune că opoziția e de vină că nu-i reușesc ei reformele, opoziția e de vină da, că nu aderăm da, la Schengen, opoziția e de... Asta este o culme a propagandei. Da, culmea nesimțirii. Poți să dai vina în permanență ăia. Da, dar știți dar cum? Repetând, oamenii nu știu, repetând da, sunt pentru persoane că care spun, păi... Nu știu oamenii. Oamenii nu au acest nivel de cultură să știe că... Păi, și încă o dată ei spun, pe asta mizează. Nu știu, pentru că omul politic, consilier, parlamentar, Dumnezeu, indiferent ce este, dar în principal e trupa aceea de consilieri da. Și de parlamentari și mai sunt cei care fac politică. Sunt aleși la toate nivele. Exact. Ăștia ar trebui să fie lângă oameni, în permanență, să le explice, să-i lumineze, nu să-i scoată în stradă, nu să-i... răscolească, nu se instige la revolte, este. Pentru că altfel, pentru mine este o mare problemă ce se întâmplă în Africa. Au picat regimul solid așa de este. Zeci de ani, de zici că nici n-au existat, unul după celălalt și continuă. Așa este, și continuă, dacă, din păcate. Dacă frustrările, lumea, 70% nu merge la vot, nu merge că nu are încredere, nu merge că e teamă, nu merge că e comodă, din diverse motive. Dar o frustrare are. Și dacă la un moment dat explodează, nu mai poți să controlezi lucrurile. Da. Și e mai bine să folosești opoziția și canalele să poți să respiri, să reglezi sistemul. Dar opoziția a depus moțiune de cenzură. Este armă democratică să depui moțiune de cenzură. Colegii noștri de la Cluj, îi știu personal că primesc mereu mesaje de la ei, depun interpelări, depun... Nu la depun nivelul moțiune. Ăsta. Deci eu aș prefera să văd politicienii care sunt consilieri și parlamentari și reprezentanți în diferite instituții, că aveți, da. Inclusiv la Consiliul Concurenței și în altă parte, să-i văd lângă oamenii de afaceri, pentru că toți cei care nu sunt tot non-PDL-ul, oameni de afaceri, stau pe tușă. Da, sigur, așa este. Ei, eu aș vrea să văd că se duc domnii deputați, dar pe viu, să vadă cum se fac licitațiile, să vadă ce tarife sunt, să informeze despre prețurile cu care se lucrează în România în raport cu prețul european. Așa este, domnii deputați și senatori. Și poate că ar fi ca în cazul RADP-ului și altor experiențe cu Happy End, ar fi mai eficient decât să tot facă... Și ce dacă faci? Poți să faci o grămadă de legi. Legi bune care nu se aplică. Nu prea poți să... Păi atunci e... Nu, și dacă în perspectiva de... în care v-ar vota legile voastre. În România sunt legi care nu se aplică. Începem cu legea 221, este aceea da, cu sunt creșterea legi care nu se profesorului. Asta este, așa okay. este. Sunt hotărâri ale instanței care nu se și... aplică. Păi de-aia trebuie schimbată puterea. De bine, femeie, trebuie să facem așa. Da, de-aia trebuie... Nu trebuie să facem numai cum spune femeiul, pentru că suntem parteneri, până la urmă. Trebuie să negociem și trebuie să avem întotdeauna grijă de interesul național și trebuie să avem întotdeauna să fim conștienți de faptul că suntem acolo, suntem români și reprezentăm poporul român și trebuie să negociem întotdeauna punând interesul național mai presus. Nu interesul femeiului sau altul. Sigur, dintr-o afacere toată lumea câștigă, că asta e scopul afacerii.
Dar noi trebuie să negociem la sânge pentru noi, pentru poporul nostru și trebuie să ținem de... Nici nu știu dacă neapărat pentru poporul nostru. Cred că trebuie o negociere cu bun simț. Trebuie o negociere și de bun, cu bun simț, dar să nu reprezinte trebuie... interesele exact, nației nu din, nu din cetățenilor inerție, care te-au ales acolo. Sau nu din start să spui că ești de acord cu toate condițiile impuse de femei sau egal. Deci nu trebuie să accepti fără să te lupți. Revenim. Pentru... Da. Birocrația. Avem prea mulți salariați în sistemul bugetar? Greu de spus. După cifrele care s-au vehiculat și cunoscând gradul de încărcătură a lor, e greu de spus. Sunt instituții în care sunt prea puțini, probabil sunt și altele în care sunt prea mulți. Eu am avut experiență de un an la Garda de Mediu, la Garda Regională de Mediu, unde, în afară de faptul că aveau salarii foarte mici, acei oameni erau extraordinar de puțini. Deci să faci inspecție, control la toate firmele mari poluatoare, să fie lumea nemulțumită că e gradul mare de poluare cu 10 inspectori pe județ, dar un județ de 700.000 de locuitori. Sau da, și, este și cu o muncă absolut foarte riscantă. Și cu o muncă foarte riscantă și cu salarii mici și cu o muncă foarte tentantă. Hai să dar, fim serioși, și cu amenzi enorme. De exemplu. Deci depinde. Depinde. Nu știu în momentul de față, nu am date exacte. Am o întrebare care mă frământă. Salariații de la stat, indiferent că sunt funcționari de publici sau nu sunt acum și legea funcționarului public este făcută în acea parte. Da, așa este. O parte sunt personal contractual, o parte funcțional public, da. Politizarea funcțiilor, mie mi se pare cel mai de prost gust. Da, sunt de acord. Dar s-a intrat într-un mecanism infernal în care fiecare când a venit la putere, deci a fost PSD-ul, a acționat în sensul respectiv, au venit ceilalți, au schimbat numele instituțiilor, au făcut alte concursuri, nu? Și au angajat proprii oameni. Cu unele corecții, în general, PSD. Bun. Da. Cum Dumnezeu ar trebui să fie normal? Pentru că acum pornim de la un moment de zero în care s-a făcut oranj totul. Oamenii aceștia, dacă s-ar schimba situația, ei fiind directori de școli, de spitale, de dălea, unii prin concurs, cum s-a făcut și înainte, dar concurs între noi. Da, așa este. Ce evident faceți cu ei? Greu de spus. Și care e soluția? Pentru că vor veni cei din partide și vor zice să plece ăla că vin eu, că acum eu sunt la putere. Ciocumic, nu? Vorba doamnei Constantinescu. Ciocumic, da. Noi suntem la putere. Este o problemă. Noi în platforma negociată cu liberalii avem ca punct depolitizarea. Da, până la nivel de secretar de stat. Până la nivel de secretar sună minunat. De stat. Sună minunat. Sigur că în instituțiile, în serviciile descentralizate au fost asemenea probleme, sunt reale, pe vremea oricărei guvernări. Dar aici e vorba de nuanță. Și noi, Partidul Social Democrat, în momentul în care a venit de la guvernare, nu a venit ca tăvălugul peste tot și nu i-a dat afară numai să fie dați. În general a ținut cont de competențe și de oameni competenți pe care i-am regăsit, i-am preluat de la fosta Convenție Democrată și care s-au păstrat în funcții la protecția pe mediului. Domnul Mihai Costin la finanțe nu l-a schimbat, noroc că nu l-a schimbat. Nu l-am schimbat pe domnul Mihai Costin, nu l-am schimbat pe domnul Prorocu de la mediu, nu am schimbat la foarte mult. Nici acum Alin Tișe nu a schimbat directorii de regii și de societăți din subordinea Consiliului Județean. Da, nu le-a schimbat, dar regiile și a fost foarte bine. Sunt puțin, a fost foarte bine pentru că sunt adevărați profesioniști, au echipe foarte bune cu care muncesc și cam toate unitățile noastre merg foarte bine, sunt bine conduse. Și de asta reveni la ceea ce v-am spus. Da, dacă ar fi așa, în toate locurile, așa cum este acum, la aeroport, la Teta Rom, la... Regia, nu, compania de apă. La compania de apă. Regia de administrare a domeniului, da, sunt. Dacă ar fi tot așa, în toate locurile, noi n-am avea nicio problemă. Așa este. Așa este, deci, este real. Nu interesează că se schimbă regimul, de ce se schimbă Emil Luca de la centru Agrotransilvania, dacă... A făcut performanță. Și a luat firma. Da, la Consiliul Județean s-au cam păstrat și în general, bun, deci la nivel da local. Asta este deja un lucru normal și da, bun. Este o care trebuie extins. Adică ai soluția sub nasul tău. Așa este. Nu trebuie să faci politici macroeconomice, să ai tot felul de teorii și tot felul de scuze cu reforma statului și modernizarea statului. Nu, și nu trebuie să reinventezi un lucru care deja merge bine. Sau dacă un lucru merge bine, lasă-l în pace, să meargă bine. Nu găsi altă variantă că poate reușești să-l strici. Și în plus, n-ar fi pervertită lumea. Da.
Așa este. Adică orice om care este nevoit, că este profesor, că este contabil, că este finanțist, că Da, în e o momentul în nebunie, care este e nevoit excesiv să-și politizat, ia deci e o nebunie. adeziune, să devină membru de partid, Dar să meargă la să știți ședințe, că noi să... n-am o, e foarte mare diferență între ceea ce fac portucalii și ceea ce am făcut noi, Partidul Social Democrat. Este foarte mare diferență. Nu, eu vă respect Așa, un punctul punctul de de vedere. vedere, Bine, dar și eu am punct pentru că adevărul știu este să că la plâng din vremea aceea interior. asta căutam. Și atunci ce cauți, aia găsești. Și dacă erau mai puține, dar măcar de o știre tot găseam. Da, 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 da. Dar acum, până la nivel de îngrijitor sau de paznic, s-a întâmplat această purificare pe vremea noastră niciodată. Sau, în cel mai rău caz, au fost Bun. direcții, Dar dacă servicii s-a în care întâmplat așa, actualul... hai să zicem că s-a Da, întâmplat așa, să nu avem... acum vrem să Ce o continuăm. să faceți ca să decontaminați? Dar, numai o secundă Că să-mi lucrați termine. pe un sol uman, pe o componentă umană extrem de numeroasă și Este extrem adevărat. de îndoctrinată, de virusată. Da, este, asta va fi o, este o provocare și va fi un lucru foarte greu, dar revenind la oamenii pe care totuși i-am schimbat, cei care au fost competenți, toți au fost păstrați în sistem. Când au fost pe postul de director general sau, mă rog, cum s-o fi numit, au fost pe postul de șef de serviciu, pe postul de director Da. general adjunct, dar dacă au fost competenți, Clasica au fost... rotație... Nu, dar dacă au fost... Păi, Clasica rocadă. acum ne Adică contrazicem erau... noi. Nu, Nu, nu. dar asta Era spun. la direcția agricolă, nu? Ideea era și la direcția Ilarie Ivan agricolă, când dar nu era numai. PSD-ul și ceilalți când se Dar schimbau. acum nu mai este să Ajung schimbă. și după aceea revenea pe poziția de În plin. momentul în care Ceea oamenii... ce era o soluție, totuși. Era o soluție. Da. De asta vorbim despre păstrarea oamenilor competenți. Deci atunci, ori suntem tăvălușii, dăm pe toți afară, ori îi păstrăm. Am agreat că ideal ar fi pentru economie, pentru țară, pentru unități, ca oamenii competenți să fie păstrați, nu? Asta era ideea. Da. Și încercăm să facem acest lucru. Evident că sunt instituții întregi create de noi în care nu s-au angajat decât cei cu carnet, dar nu deci, director. Deci lucrurile sunt foarte clare. Dai o lege în care e interzis să se facă politică în instituțiile statului, cum e și A, normal. Legea există. Domnule, legea niciun există carnet și de în momentul partid, de față. Nicio ședință de partid, niciun... Bun, în momentul de față nu au voie să desfășoare în timpul programului, să aibă funcții, să aibă opțiuni și funcționarii publici nu au voie să facă politică. Sau n-ar trebui să aibă. Da. Rămâne de văzut. Eu mă tot uit la ceas acolo, că știu că aveți o întâlnire cu da, așa domnul este. Ponta. Nu am eu o întâlnire, să nu înțeleagă telespectatorii. Nu, nu, este o întâlnire la Apahida cu tot activul, cu organizațiile noastre. Cum este la PSD viața? Interesantă, agitată, este un organism viu, suntem oameni diferiți, cu aptitudini diferite, cu personalități diferite. De curiozitate, v-ați uitat ieri pe site-ul lui Adrian Stase? Nu, nu m-am uitat pentru că și munce și nu m-am uitat, nu m-am uitat, chiar sunt ruptă la de... La următoarea întâlnire o să salvez materialul și o să vi-l dau, să comentăm aplicat acolo. E un scenariu cum intenționează actuala putere să rămână... A, bine, intenționează da, oricum. Da, așa un document foarte aplicat și foarte complex. Da, nu am reușit să citesc nimic de... Păi nu, că n-aveți nimic. Timp. N-am timp. Și n-am acum, timp. Bine, alerg, da, astăzi am avut și o ședință extraordinară de Consiliul Județean. Ieri am avut o întâlnire cu organizația de femei și cu săptămâna trecută cu organizațiile de la Turda, de la Câmpia Târzii. Organizația de, de femei este așa de expusă ambițiilor cum sunt cele de bărbați? Cred Acolo că da. Parcă e mai multă stabilitate la femei. Da, Sorfina dar Barbu este... rezistă la PDL, din coace Rovana Plumb, tot da, ea este. E... Deci e, okay. E parcă organizațiile de femei, politice de femei, parcă sunt mai stabile decât... Da, mă bucur că o remarcă pozitivă. Nu e pozitivă. Ba da, am zis că mă bucur dacă de această tot vine, remarcă pe pozitivă, dar nu? Este o realitate. A rămas este aceeași adevărat. Doamnă la organizația de femei în condițiile în care a fost o învăluire la da. Funcția de președinte și la da, celelalte. Așa este, dar eu zic că la noi... Asta este un factor de stabilitate. Este un factor de stabilitate. E important să-ți faci la fel echipă, să ai cu cine să lucrezi. Aici, la nivel de județ Cluj, organizați colegele noastre de la Turda, de la Câmpia, fac acțiuni foarte frumoase și foarte reușite. Sunt prezente în presă, sunt foarte harnice. Am și o întrebare așa. Da. N-au încercat cei de la PDL să vă reculeze?
Pe mine personal? Nu acum. Nu astăzi. Da, au fost încercări. Da. Că e la modă să... Da, dar eu sunt din 1999 în acest partid și din respect pentru acest partid, pentru colegii mei, pentru toată munca mea de-a lungul timpului. Deci au încercat, dar la modul elegant. Și mai ales în momentul în care PSD-ul a plecat de la guvernare și eu eram la Garda de Mediu, unde era un post regional și era evident foarte expus. Dar la modul de propunere aici, elegantă, la noi. Păi era evident. Cu organizația de femei, cu tot. Mai frumos puțin, mai frumos puțin, dar da, asta e. Asta e piața și tot n-am ajuns. Bine, am înțeles că vor fi puși, prima dată se văd banii, după aceea prima dată se vede situația, potrivite. Cred că bani nu sunt. Bani nu sunt, bani sunt în minus, cred că. Prima dată vedem unde suntem. Facem un diagnostic, deci facem o analiză SWOT, spus așa, sintetic, un diagnostic. Până la urmă eu vedem toți, unde suntem. Toți țin la opțiunea mea de a opri futurile. Și se pun și deci atât evident, de mulți bani se obțin în momentul în și care... Și ne fixăm obiective, dar să ne fixăm obiective și să le votăm. Și poate că n-ar fi lipsit de interes nici ca poporul să aprobe printr-o formă oarecare de referendum de vot niște obiective majore, nu 1000, nu... Dăm la toată lumea așa și facem și un pomelnic. Trei obiective majore. Să spunem, în următorii 10 ani, cu un program pe 10 ani, pe termen lung, pe care poporul să-l agreeze și de la care, chiar dacă se schimbă guvernarea, chiar dacă se schimbă miniștrii, aceste programe să meargă înainte. Dar proiectele făcute de politicieni sunt atât de generalist prezentate tocmai, și atât de plicticoase și încât poporul rămâne imun. Tocmai de-aia vă spuneam, ne fixăm ca în următorii 10 ani să avem la nivel de țară 3000 de kilometri de autostradă și numai atâta facem. Toată lumea da, la și autostrăzi. Faceți și voi cum au făcut ăștia alți. Noi am vrut, dar nu s-a putut, că a fost criză, că așa. Nu ne-a lăsat. Noi n-am spus niciodată așa. Am spus în o lună când am spus, domnule, asta e situația țării, la muncă. Noi n-am spus. Reamintiți-vă, îmi pare rău pentru acești tineri. Cum este fiica mea care în curând va avea 18 ani, cum sunt cei de generația ei care votează pentru prima dată, pentru că totuși ei nu-și amintesc de guvernarea 2000-2004 când PSD-ul era și când eram o societate de oameni normali sau ne-am normalizat. Noi chiar am avut în anul 2000... Și acum o să fiți normal, pentru că dacă nu o să fiți normal, politicieni, nu se mai poate altfel. Va fi o revoluție pe Twitter și pe așa Facebook. Este. Nu numai, va fi o revoluție adevărată. Și vor învăța pe internet să protesteze non-violent și își vor impune punctul lor de vedere. Da, deși varianta aceea e destul să de nu, da. Păguboasă. Și să, ea, nu, pentru că... să nu uităm că tineri au fost cei care în mare măsură au optat pentru actualul guvern și pentru actualul președinte, dar regret pentru ei și am foarte mari regrete pentru acești tineri și acești copii care ies de pe băncile facultății și n-au un loc de muncă, sunt trimiși direct în șomaj, n-au o perspectivă. Dacă au un loc de muncă cu studii superioare, găsesc pe un salariu de 700 de lei bătaie de joc. Nu se pot întreține. Tineri pe care trebuie da, să-l dar pe de altă parte, bunicii. Firmele nu mai fac față. Pentru că, încă o dată, banii sigur, sunt în altă parte. Sigur, lucrurile acestea sunt legate. Și patronii plâng de mila sigur, salariaților că nu pot să este îi plătească. Este adevărat. Toate firmele au redus personal și au redus salarii și firmele private, nu doar cei de la stat. Pentru că totul e la pământ, toată economia e la pământ. Deci fără o relansare și fără, cum v-am spus, un program. Următorii 10 ani facem asta, construim asta. Și atunci sunt. Pentru că aceasta generează plus valoare. Pe lângă mulți ai kilometri de autostradă înfloresc afacerile în zonele respective. Afacerile corecte și de dacă bun simț. Dacă mai are lumea cu ce cumpăra, pentru că deocamdată singurele afaceri se fac cu energie. Bun, și până la urmă, cu până alimente. La urmă depinde nu, ce mai, ne nu dorim. Nu mai sunt bani pe piață, lumea nu mai poate cumpăra. Este adevărat. Pentru că s-au polarizat. Cine are bani are foarte mult și își cumpără BMW-uri și mașini de lux și proprietăți în străinătate sau lasă bani în conturi și din coace nu sunt bani pe piață. Așa este. Și atunci cu ce să relansezi? Păi relansezi statul pe program și angajezi, îți creezi locuri de muncă. Creându-și locuri de muncă omoare salariul, poate să-și ia un mic credit, poate să-și ia nu mâine, își ia peste 6 luni, după ce a angajat de 6 luni sau peste un an.
după trauma prin care a trecut Da. România, Bun. Cred că nu o să mai ia credite. Asta este adevărat. Deci, au luat o țeapă atunci, săraci oameni. Eu nu mai văd pe români. Pentru că a fost și o entuziasmul prudență foarte ăla mare, da. Înspăimântător. Toată lumea lua credite pentru... Și se dădeau se și cu acordau lejeritate. O bătaie de joc, da, deci numai chiar iar să... acum când am spus salariul nu, ăla nu, ăla nu, de afară bani nu mai vin cum veneau și stai înnebunit pe ce plătesc creditul sau cum păi s-a ajuns în situația să aibă oamenii rata la credit mai mare decât câștigurile lor acum cu aceste reduceri salariale. Da. Sau și, da, să nu-și poată suporta și lucrurile încă nu, acestea. Acolo încă nu s-au evident consumat dramele. Încă nu s-au consumat dramele. Pentru că încă dar n-au pe de altă parte execuțiile. Nici nu putem. Da, pe de altă parte nici nu putem capitula. Nu putem să spunem bun, nu mai e nimic de făcut cu țara asta, nu mai nu putem face lucrul ăsta. De trebuie ce să nu? Ne luptăm. Păi de aceea suntem, eu cel puțin de aceea sunt în politică. Eu nu vreau să fac lucrul ăsta și nu vreau să cred că nu avem nicio speranță. Că altfel n-avem nicio rost. Speranța să plecăm în altă parte. Da, mulțumesc. Știu. Mă aveți speranța să câștigăm la loterie. Ați vorbit de curând cu președintele țării și v-a insuflat așa un val de optimism. V-a spus, nu-ți convine, pleacă. Nu, eu n-am încotro. Deci chiar n-am încotro. Situația este atât de închisă, unghiul e atât de închis încât nu pot să... Tocmai de aceea trebuie să avem altă ofertă stai, pentru oameni, că nu se mai poate, așa. Dar știți ce s-a întâmplat? E foarte ciudat. Înainte de ultimele alegeri parlamentare, lumea spunea, avea opțiune pentru PDL, pentru Băsescu, nu, că-i Boc din Cluj, că noi votăm. E o realitate că Clujul a dat un vot masiv evident actualei guvernări, fără nicio... Și acum foarte mulți din acei oameni, care unii sunt cunoscuți, vin și mă întreabă, de ce nu faceți ceva? Exact cum mă întrebați dumneavoastră. Opoziția, nu, de eu ce n-am nu... zis, eu v-am întrebat, nu, ați spus că de ce nu și sunteți lângă oamenii exact de afaceri la licitațiile pe care le pierd, acolo unde se mânăresc banii ăia mulți? Pentru că sunt în justiție, sunt peste și dosarele sunt blocate. Chiar dacă suntem, chiar dacă îi asistăm cu colegii noștri care fac asistență juridică, cu sfaturi, cu tot. Doamne, ca om, chiar dacă ești ales, mai mult decât să sesizezi o instanță, să faci un... Am făcut cu fetele marș tăcut în ziua în care a fost moțiunea de cenzură în toamnă. Am ieșit pe stradă, politicoase, frumoase, cu mesaje de bun simț. Nici un cetățean nu mi s-a alăturat. Cu toate că presa, și mulțumesc foarte mult pe această cale, a mediatizat foarte mult. Eu am trimis un comunicat înainte. Deci chiar a fost un lucru cât se poate de politicos. N-am strigat, nici n-am intrat să vorbim cu prefectul. Noi ne-am spus... Ne-am expus ce am avut de spus, oricum n-ar fi înțeles cei de la guvernare, că probabil, cum spuneți, sufletul le e acru de, și se gândesc doar la afaceri, nu se mai gândesc la oameni. S-au depus moțiuni de cenzură. Vin oamenii la noi și ne spun, faceți ceva. Și noi spunem, bun, asta facem noi, interpelări, moțiuni. Avem, mâine, fiind președintele Partidului Social Democrat în Cluj, are o întâlnire cu oamenii de afaceri, cu pensionari, cu... Noi avem consultări periodice cu aceste categorii de oameni. Din păcate nu vin oamenii, să știți. Sau din teamă, sau din comoditate, sau pentru că mai au o mică rezervă și se gândesc, las că nu mă duc. Periodic noi organizăm asemenea sau întâlniri în care se ascultăm. Că se rezolvă ceva. Poate că și pentru că n-au încredere. Este adevărat, e real, nu pot să neg acest lucru. Dar noi nu suntem dezinteresați de acest lucru. Avem permanent aceste consultări, avem consultări pe cartiere cu cetățenii. Vin foarte puțin, 10-20 de oameni. Vrem să ne pregătim listele pentru următoarele alegeri pentru consilieri locali județeni. Am propus, chiar eu și colegii mei au fost de acord, ca fiecare dintre candidați să venim cu un mic proiectel pentru zona pe care vom candida, pe microcolegii. Știu eu, în Gheorgheni trebuie acolo o stație de autobuz, un parc de... Cum spuneți, aplicat. Exact, o problemă pe care să o rezolvăm. Un parc de joacă pentru copii, un spațiu verde, asfaltarea unei alei, unei străzi sau mai multora, din zona respectivă, fiecare să-l susținem, să ne întâlnim cu oamenii din zone și să cunoaștem. Aceste proiecte sunt urmarea cererilor lor, evident, că doar nu o să inventez eu dintr-o zonă ce are nevoie. Cetățeanul așa de acolo știe necesitatea. Și să știți că avem aceste întâlniri cu ei. Eu știu, dar la fel merge și PDL-ul și prospectează zona, cam de ce au nevoie sigur cetățenii. Și până la urmă, bun, cetățenii PDL-ul... au o opțiune, au de ales, pe care îl aleg, ăla și ăla îmi face școală sau parcare sau spațiu de joacă sau nu știu ce, dar eu aleg pe ăia
că îi ați dat putere și l-au pe tata Băsescu acolo și dacă l-aleg pe ăla, o să-mi dea bani. Dacă l-aleg pe ăsta la alt, nu o să mai primesc nimic, precum, da, vedeți, asta precum este... știți foarte bine. Aceste lucruri s-au întâmplat în realitate... Pentru că în... se întâmplă frecvent și se generalizat. Da, numai aici, iarăși... Și asta înseamnă pervertirea electoratului. Electoratul deja merge pragmatic, se gândește, păi de ce să votez cu ăla? Că ăla, dacă n-ajunge la guvernare, eu nu mai pup nici drum, nici fonduri, așa nici... Așa nu se mai pupe nimic. În așa... curând economia va fi la pământ și nu o să mai pupe chiar nimic în sistemul ăsta. Până la urmă, sigur că datoria bine, datoria până la urmă trebuie să fie o lege politici. Foarte clară, care să fie obligatorie. Indiferent de cine este primar, alocările se fac în, după algoritmul cutare care este unul în și general, același pe toată țara. Este o lege, și la... este o lege care, țin, da. Care se ține cont de bine, numărul de și ajunge cetățenii. La Consiliul deci, Județean se și iară se mai face fac o împărțire alocări și se majorează între timp fondul la dispoziția dau, premierului, care din ce în ce mai important și care se... Da, dar vedeți și cu acest premier. În momentul în care noi aveam reprezentanți ai PSD-ului care ne-au făcut cinste în guvern și doreau să aducă investiții, să aducă bani. Odată că era funar, cu care era foarte greu de lucrat și nu vroia când auzea de PSD sau nu vroia să lucreze, dar în afară de asta, orice dorea cineva să facă, Clujul, drumul Cluj-Dej, ieșa Boc în calitate de deputat și zicea, sigur că da, că ori adus bani aici, vedeți dacă de aici își rezolvă problemele lor. Ei, acum dânsul face același lucru, ceea ce e foarte bine. Și noi apreciem că aduce bani pentru Cluj. Și eu, în calitate de consilier județean, nu pot decât să susțin proiectele de dezvoltare ale Clujului, pentru că de-aia m-au votat cetățenii din Cluj. Dar lucru, un fapt care pentru PSD era ocazie de blam, pentru ei este ocazie de a se lăuda. Este această diferență de măsură pe care nu o practică cei de la PDL. Este calcul. Este. Nu e adevărat, nu este. Permiteți-mi este, de este, este. Este calcul. Calcul rece. Tot ce au strigat pe noi în 2004. Ne iau primarii, ne iau parlamentarii. Ei, acum nu numai că i-au luat. Au și spus înainte de alegeri că or să vadă ei cum or să constituie majoritatea. Pe față. Deci ceea ce am făcut noi rău s-au spus rău de către ei. Ei l-au multiplicat de 10 ori și se mai și laudă cu lucrul acesta. Deci le-a fost profesori. Da, din păcate ne-au întrecut și cu mult în rele, dar... Ucenicul și-a depășit maestru. Nu, numai atât. Deci e chiar strigător la cer ceea ce se întâmplă. Este strigător la cer. Nu se respectă nicio regulă. Nu ne respectăm noi între noi oameni. Și această decredibilizare completă a instituțiilor statului... Cred că dimineața am auzit la radio un sondaj de opinie în care presa era pe locul 3 ca și credibilitate și președintele, instituția prezidențială, care mereu, ani de zile, a fost pe primul loc ca și credibilitate, acum era în coadă de tot. Opera unui om. Opera unui om și care la presă trebuie să ne gândim care presă. Da. Așa este. Dar că este presa de bine. Așa este. Care informează corect și despre lucrurile bune. Nu, e chiar așa. Și este presa cealaltă care trebuie refuză să e un rău necesar, deci, nu e o problemă. E o întoarcere în istorie halucinantă pentru mine. Nu, mă uit și nu-mi vine să cred. Nu vine să cred că cineva nu înțelege că presa nu de-aia e făcută ca să facă propagandă, să spună lucrurile bune. Lucrurile bune, dacă le face un guvern, cu siguranță cel care beneficiază de acele lucruri bune le percepe direct, nu trebuie să explice nimic. Exact asta e ideea. Tot la fel și iar vă mulțumesc pentru mesajul transmis, este perfect real. Deci poate, apropo de ceea ce spune președintele și miniștrii și tot, poate să spună presa cât o vrea că nu se trăiește bine sau că nu e în regulă. Dacă omul de rând este bine, e confortabil, are loc de muncă, e bine îmbrăcat, își permite câte ceva și vede că lucrurile merg bine, vede că nu de azi pe mâine se scumpesc alimentele, vede că nu de azi pe mâine se scumpește combustibilul, poate să spună presa ce o vrea, fără supărare, dar omul simte ceea ce trăiește el și judecă lucrurile în comparație cu asta. Sigur că dacă oamenii sunt nemulțumiți și mai arată și presa derapaje ale puterii, asta e rolul presei, ne place, nu ne place, greșim și e foarte bine să ne în limita bunului simț și iubiți pe realitate. Presa, așa.
Eu, să știți că n-am avut o relație proastă cu presa, eu personal. Și chiar am avut și am avut perioade cumplite Deci cu la regie. Și politicienii presa este așa, întotdeauna ești prieten când sunt în opoziție. Da, știu. Cum ajung la putere, cum se alterează relația? Depinde și de oameni. Și politicienii sunt oameni, și cei din presă sunt oameni. Depinde foarte mult de Da, e calitatea adevărat. umană. Eu mă gândesc cu drag la Blănculescu când era ministru Da. și excepțională relația cu presa. Da. Așa și este. A și rămas tot așa o E vorba de persoană oameni și toți consecventă, suntem cu oameni. principii și cu credibilitate. Și cei din presă chiar... Semn că se poate. Și așa semn că este. Sunt. Așa E este. Român și și dacă și... omul e cinstit și vrea să facă lucrurile bine, greșim. Este imposibil să nu greșești dacă muncești. Nu știu, n-ai fost suficient de atent, ai fost sfătuit greșit, greșești. Dar dacă ești cinstit și nu eziți să stai în fața oamenilor și să spui, da, domnule, am greșit pentru că nu-ți bagi bani în buzunar de pe afaceri cu statul, nu profiți, nu faci lucrurile acestea. Oamenii te iartă dacă greșești și dacă recunoști sincer că greșești. Repet, să fii de bună credință și nu să-ți umfli conturile sau nu să faci afaceri, nu să faci business. Mai greșești, mai dai o declarație greșită, nu ești întotdeauna în cea mai bună formă, nu ești cel mai adecvat îmbrăcat, nu ai cele mai frumoase gesturi, nu ești întotdeauna cel mai frumos și cel mai... Dar ești om. Și oamenii vor aprecia lucrurile acestea. Oamenii nu așteaptă minuni. Nici de la oamenii politici, nici de la nimeni. Că suntem oameni și suntem și cu bune și cu rele. Dar atunci când ești guvernat de bun simț și de bună credință, imposibil, chiar dacă... Dar mie ce mi-a făcut presa când eram subprefect? M-au urmărit într-o dimineață când am plecat de la... Aveam o casă, nu vilă. Așa. Casă pe care după ce am... la un moment dat am vândut-o pentru că nu mi-a mai permis să o refac și să o întrețin și locuiesc la apartament. Deci nu... Și mai bine în apartament. E mult mai bine, mult mai confortabil, cheltuielile mai mici, deci nu e asta o problemă. Dar într-o dimineață m-au urmărit de la un cotidian. Toată ziua, mergând la prefectură și singurul lucru negativ pe care au avut să-l spună despre mine a fost că dimineață, în drum spre prefectură, mi-am lăsat și fiica la școală. În rest, am fost prima la serviciu, da, am venit fost, ultima, da. Dar ceea ce, nu acest lucru era șocant, că, mă rog, asta... Cel mai șocant era că nu era pozată casa mea, deși era, eram eu pozată ieșind pe poartă cu fiica mea micuță și era puțin de tot se vedea gardul, dar nu se vedea casa. Și era pusă în poză a doua casă de la mine, care era, era o vilă, vilă. Nu, care era într-adevăr spectaculoasă, pentru că așa, și vă dați seama, și sub poză era scris ceva de genul că zona în care locuiește subprefectul este una din cele mai bogate din sau de așa. Nu era scris că e casa mea, dar în cealaltă poză, fiind eu poarta, fiica și făcându-se această... Deci a fost o manipulare. A fost o manipulare și am fost foarte supărată. M-am dar de ce? După ce? Dar așa casă frumoasă? Nu. Păi da, și eu... Ce putea lumea să creadă despre mine? Deci chiar nu se poate face așa ceva dintr-un se salariu poate. De... Se poate. Nu se poate. Azi a ieșit Diuliu Bogdan Hosu să spună cum i-a fost interpretată declarația Posibil, de avere. Posibil, eu spun că o casă, eu nu mi-aș permite să-mi fac o casă cu 20 de camere sau cu 17 sau cu 14 și nu mi-aș permite. Eu nu. Dar am fost foarte supărată și m-am dus la prefectură și discutam și la un moment dat am vrut să dau în judecată presa. După ce am zis, pentru ce să fac lucrul ăsta? Un război cu presa e din start pierdut. Deci chiar n-are rost. Și la prima conferință de presă, după ce s-a prezentat tot ce era de prezentat, la urmă le-am mulțumit ziariștilor care mi-au pus această casă în poză și am zis că i-aș invita cu cea mai mare plăcere acolo, numai că nu sunt eu proprietarul în acte. Aș face un chef sau și aș invita cu cel mai mare drag. Până la urmă, suntem cum suntem, cu bune și cu rele, dar dacă nu te lași condus de primul impuls, că și la mine primul impuls a fost și când am văzut casa aceea și am zis dau ziarul în judecată și îl pun să ia dezmit. După aceea am zis ce rost are, se vor avea, normal că nu le va conveni, nu le voi fi prietenă dându-i în judecată. Dar așa, mă rog, am fost mai matură eu, cu... deși primul impuls a fost și am fost foarte supărată. Prima dată că am zis, uite ce zice lumea, ui și la asta, face pe cinstita sau, eu niciodată n-am făcut pe cinstita, dar sunt un om cinstit, deci n-am, dar nu am mers tot timpul să zic, uite, ăla e corupt, ăla, sau n-am fost eu judecătorul. Sau exact. Sau Silvia Conti. Exact, așa este, n-am fost. Dar m-a deranjat lucrul acela,
Până la urmă, dacă nu m-am lăsat condusă de primul instinct, am procedat mai corect. În Și regulă, se doamnă. poate. Se poate și o relație Sper bună că cu o să ajunge șefă mare. Sunt șefă și acum. Nu așa de Mai mare, mare. dar Nu, eu puțin. întotdeauna le spun Da. oamenilor, aveți grijă că cei cărora le iau interviuri ajung șefi. Asta mi se întâmplă de vreo 30 de ani și frecvent. Și ar trebui să ne facem un abonament Dar... permanent la dumneavoastră, să înțeleg. Nu, chiar am exemple și multe. Și nimeni nu credea când era mic judecător și ajunge președinte de tribunal și vreau să văd după aceea cum va fi. Pentru că unul dintre puținii politicieni care nu s-a schimbat a fost Radu Sârbu. Dar alții, când au ajuns șefi mari, înțelegând miniștri prin asta, de exemplu, s-au schimbat complet. Și a dispărut, probabil că la funcții foarte mari sunt alte rațiuni, alt program, alte judecăți, alte interese, alte dedesubturi. Părerea mea sinceră, ca om care am condus firmă cu mulți oameni și așa, este că la un moment dat ești copleșit de ceea ce ți se întâmplă. Când simți că nu poți gestiona o situație sau că ești mereu la limită. Da, Și aia este punctul de atunci inflexiune. e Ăla este adevărat. momentul în care nu te dezumanizezi. Da, ești atât de Și atunci obosit. pierzi lupta și pierzi Da, meciul. așa este. Ești atât de obosit și atât de stresat, tracasat, nu sunt aia, nu sunt bani, n-avem mai oameni, sunt nemulțumiți, ies în stradă, fac greve, așa. Și în momentul în care vine și cineva de la presă, un factor exterior să te agreseze, îl tratezi cu indiferență, cu lipsă de respect, ceea ce e complet greșit. Dar se întâmplă real. Mie mi se întâmpla la regie, aveam conferințe de presă în care prezentam unele subiecte, care bănuiam că vor fi de Adică vă actualitate făceați sau vreau. propagandă fără bani. Sau Zile preveneam acum. un atac de la primărie sau, Da. da. Și Bine, era meci atunci cu primăria, cu licitațiile și eu cu... puneam conferința de presă la 11, domnul primar la 12. Eu le dădeam subiectele, mergeau și auzeau de la dânsul, dar în general le făceam dosare, mape de presă în care spuneam, le și expuneam, după care aveau toate informațiile. Și mergeau la primărie și de acolo primarul zicea că nu e așa sau nu știu ce. Și mă sunau și primul instinct era, eram foarte supărată că vorbisem și le spusesem lucrurile astea. Și atunci eu luam mapa, îmi ceream de la secretară mapa și ziceam, vă rog frumos să vă uitați în materialul pe care vi l-am dat la pagina 3, la tot, și la anexa respectivă în care aveți și dovada a ceea ce v-am spus. Nu mi-a fost ușor. De multe ori închideam telefonul și plângeam. De nervi și de oboseală. De aceea să fii ministru într-un guvern care preia țara într-o situație de criză sau în situație dezastroasă, e foarte greu. Și să reușești să-ți păstrezi și prieteniile și umanitatea și sau un nivel al conversației. Să fii Nimeni nu și... este absurd să spună ministrul la dispoziția mea că noi ne cunoaștem din provincie de acuți Nu, ani. nu, 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 păi eu v-am înțeles perfect, dar și dumneavoastră trebuie să Dar înțelegeți perfect, că m-am în gândit. afară, și să mai fac o corectură, Vasile Pușca și-a păstrat calitățile umane Da, este adevărat. și rațiunea sănătoasă. Este adevărat. Pentru că se întâmplă ceva cu oamenii. Când ajung pe funcții, se dezumanizează. Eu pe domnul Băsescu, pe care l-am votat cu 10 mâini, și ca Eu nu l-am votat cu niciuna. în 2004 cu 10 mâini, nu numai, dar mi-am depășit, mi-am încălcat orice principiu profesional. Așa. Nu îmi intra în cap că poate să fie atât de diferit în rău. Pentru că n-ați vrut să-l vedeți așa cum refuză și acum o grămadă de oameni să-i vadă. Pentru că sunt simpatici, pentru că râd cu noi și de-a noștri și între timp noi ne prăbușim și totul e în regulă. Toată lumea e fericită. E ora 6. Da, doamnă. Încheiem aici, Da. dar ne mai vedem că trebuie să mergeți la evenimentul la care este prezent și domnul Victor Ponta. Care tocmai a început. Da. Care a început Da, în evenimentul. regulă. Vă Mulțumesc mulțumesc. că ați venit. Ne mai vedem. Vă mulțumesc și eu foarte mult. La revedere.